Tot timpul când mă gândesc la o secvență memorabilă, cum a spus dumneavoastră, într-un film românesc, primul lucru care îmi vine în minte, deși poate nu e cea mai bună secvență într-un film românesc, e din Restul e tăcere, al lui Noae Caranfil. Există o scenă în care actrița care o joacă pe doamna Lucia Sturza Bulandra stă singură afară într-o vijelie cumplită în mijlocul unui câmp pentru a se pregăti pentru un rol. Și nu zic că m-a impresionat din perspectiva unui actor sau unui viitor actor, cum eram când am văzut filmul. Pur și simplu, mi s-a părut o imagine plină de forță și care reușea să transmită sacrificiul pe care doamna Bulandra îl făcea și seriozitatea cu care se pregătea pentru ce avea de făcut. Nu știu, a fost o imagine care m-a zguduit puțin. Doamnă, de ce stați aici? Veniți înăuntru. Nu, nu, mersi. Mă pregătesc, îmi studiez rolul. Pe ploaia asta? Am nevoie să fiu singură. O să răciți, e foarte riscant. Nu, nu mă îmbolnăvesc niciodată când lucrez. Ne-am gândit să plecăm și să revenim mâine. Nu, o să se oprească. Măcar luați umbrela. Ești drăguț. Dacă vreți, pot să rămân un pic cu dumneavoastră. Nu, prefer să fiu singură.